Bibliotecile finlandeze sunt modele pentru întreaga lume. Tocmai de aceea un eveniment important precum Ziua Limbii Finlandeze nu putea să treacă neobservat la Biblioteca Județeană Petre Dulfu, unde limba vorbită de 6 milioane de oameni este sărbătorită printr-o vitrină de carte. Finlanda, pentru un popor de 6 milioane de cititori, are o producție de carte cam de 10 ori mai mare decât producția românească de carte la câți cititori închipuiți-vă că avem noi. Inclusiv numărul de titluri este dublu față de numărul de titluri de la noi. Ziua limbii finlandeze coincide cu data morții clericului Mihail Agricola, considerat întemeitorul limbii finlandeze literare, dar și cel care a tradus pentru prima dată Noul Testament în limba finlandeză. În această zi, în Finlanda, instituțiile publice arborează drapelul național.